Teatru radiofonic. O scrisoare pierdută. Comedie de Ion Luca Caragiale. O anticameră bine mobilată. Tipătescu se plimbă cu răcnetul carpaților în mână. E în haine de odaie. Pristanda în picioare mai spre ușe, stă răzemat în sabie. Rușine pentru orașul nostru să tremurem fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitreg, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. E un vampir, Caragios. Curat, Caragios. Pardon să iertească, Onifărică, că întreb. Vampir, ce e aia vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata sus sângele poporului? Aoleu, curat, Mișel. Murdar. Curat, murdar. Ei, nu s-alege. Nu s-alege. Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba. Să-mi rază mie mustățile. Și mie. Dar în sfârșit, las-o asta, lasă-l să urle ca un câine. Curat ca un câine. A început să-mi spui istoria de-aseară. Vă spuneam, Coane Fănică, aseară a țipit semnițel după masă, precum e misia noastră. Acum dumneavoastră știți că bietul polițai n-are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot crește. Firești? Și la mine, Coane Fănică, să trăiți greu de tot. Ce să zici? Familie mare, renumerație mică după buget, Coane Fănică. Încă de-aia nevastă mi-a zice... Mai roagă-te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot. 9 copii, Coane Fănică, să trăiți, numai puțin. Statul n-are idee de ce face omul acasă. Ne cere numai datoria, dar de 9 copii și 80 de lei pe lună. Familie mare, renumerație mică după buget. Nu-i vorba după buget, e mică, așa e. Decât tu nu ești băiat prost, o mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică. Las că știm noi. Știți, cum să nu știți, Coane Fănică, să trăiți, tocmai dumneavoastră să nu știți. Și nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu mine. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință... De credință, Coane Fănică, să trăi. Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradou, mai ales un om cu o familie grea. 9 suflete, Coane Fănică, 9 și renumerație... După buget. Mică sărut mâna, Coane Fănică. Lasă, Ghiță, cu steagurile de alalte ți-a ieșit bine. Ai tras frumușel condeiul. Curat condeiul. Adică de cum condeii, Coane Fănică? Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri. Da. Ei. S-a pus 44 de steaguri? S-a pus, Coane Fănică, s-a pus. Poate 1-2 să le fi dat vântul jos, dar s-a pus. 44? 44 în cap, Coane Fănică. Nu umbla cu mofturghiță. Nu m-am plimbat eu la luminație întrăsură cu Zoe și cu nenea Zaria în tot orașul? Tocmai ea, cum e glumeață, zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță. Îmi pare rău. Tocmai Coana Joițica, tocmai dumneiei care de... Să ne așteptăm de la dumneei la o protecție. Apoi ea n-a zis-o cu răutate, a zis-o de glumă. Nu știe și nenea Zaharia și ea că ești omul nostru? Al dumneavoastră, Coane Fănică, și al Coanei Joițichii. Și al Conu Zaharia. E, și le-ați numărat, Coane Fănică. E, așa e, 44. Vreo 14-15. Apoi să le numărăm, Coane Fănică. Să le numărăm. 2 la prefectură. 2. 2 pe piața la 11 februarie, 4, 2 la primărie, 6, 1 la școala de băieți, 7, 1 la școala de fete, 8, 1 la spital, 9, 2 la catedrală la Sfântul Nicolae, 11, 2 la prefectură, 14. Ai mai numărat pe alea de la prefectură? Nu, Coane Fănică, să trăiți. 2 la primărie, 18, 4 la școală, 24, 2 la catedrală la Sfântul Nicolae, 30. L-ai mai numărat o dată pe toate astea? Și adun rău. Doamne, păzește, Coane Fănică, să trăiți. 44 în cap, 44. Cum zic? 1-2, poate vântul, oricine știe. Ghiță! Apoi nu mă orbi de la obraz așa. Familie mare, renumerație după buget mic. Ia să lăsăm steagurile, Ghiță. Curat să le lăsăm, Coane Fănică. Spune odată istoria de aseară că mă grăbesc. Bine ziceți, Coane Fănică. Aseară pe la 10 și jumătate, mă duc acasă, îmi buc ceva și mă dau așa pe o parte să țipesc numai un minuțel. Că eram prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta zice, pardon... Dezbracă-te, Ghiță, și te culcă. Eu nu. Eu la datorie, Coane Fănică. Zi și noapte, sfeștic la datorie. Așa, mă scol cam pe la 12 fără un sfert și, pardon, mă dezbrac de montir, scoți chipiu, mă îmbrac civilește și plec la datorie, Coane Fănică.
Până să plec se făcuse vreo unul după 12. O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera Unirii. Când dau să trec Maidanul, văz lumină la ferestrele de din dosul lui Donnaie Cațavencu și ferestrele vraiște. Ulucile înalte. Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. Eu cu gândul la datorie ce-mi dă-n gând ideea. Zic, ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor ca o pisică, mă sui pe uluci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum v-au și m-au zis, Coane Fănică, știți? Ca la teatru. Ei, ce? Jucaseră stos. Cine era? Cine să fie Dăscălimea? Ionescu, Popescu, Popa Pripici. Și Popa? Da, Popa și Don Tăchiță și Petcu și Sapisescu. Toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite. Și fumărie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuși. Îilalți ședeau de vorbă. Și Cațavencu mă înjura. Grozav, Coane Fănică, pe guvern și pe dumneavoastră. Și-și număra voturile. Dăscălimea, Popa și Mofluji. Curat Mofluji. Las că le dau eu voturi. Le dăm noi voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat, Coane Fănică. Din vorbă în vorbă, Cațavencu zice... Mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul, și acolo, pardon, tot vampir vă zicea, pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când om avea pe ăla, îi avem pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta și scoate o scrisorică din protofel. Ia ascultați! Diavolul de popă n-are de lucru. Se scoală repede la joc și zice, să mă îngrop sufletul meu, năică, nu citi, stai să o ascult și eu, să-mi aprins numai țigara. Și Coane Fănică se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră, drept în ochii mei. Mă trag înapoi, alunec de pe unul și cas pe Maidan peste un dobitoc care pe semne trecea, ori ședea lângă uluci. Dobitocul începe să strige. Toți din casă sar năvală la fereastră. Eu, cum căzusem, mă ridic de grabă, o iau pituliș pe lângă uluci și intru în curtea primării. Hei! M-am mai întors eu, dar închiseseră ferestrele și lăsaseră perdelele. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu pricep. Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștept. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare... Ce mi-a ordonat Coane Fănică? Să-mi afli ce scrisoare aia și de cine-i vorba. Ascult, Coane Fănică. Dacă s-ar putea să pune mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigile proaste lui Cațavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabilul. Ura să-l lucrăm. Stai un minut până să-mi schimb haina, ieșim împreună, am să-ți mai spun ceva. Stau, Coane Fănică. Grea misie, misia de polițai. Și Coane Fănică cu Coana Joițica mai stau să numere steagurile. Tot vorba bietei neveste zice, ghiță, ghiță, pupă-l în bot și-i papă tot. Căsătorul nu crede la alt flământ. Zic, curat. De pildă, Coane Fănică, moșia moșie, funcția funcție. Coana Joițica, Coana Joițica, trai nineacu cu banii lui Trăhanache, babachii. Dar eu unde? Familie mare, renumerație după buget mică. A, ce coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. Interesul și are interesul. Bine, zice Fibio de la facultatea la altăieri în scrisoare. Vezi? Tânăr, tânăr, dar copt. Serios, băiat, zice Tatițo. Unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va să zică că nu le are. Auzi, dumneata, mișelie. Infamie. Aici era Ghiță. Aici se rămâna Coane Zaharie. Fănică a ieșit. Ba nu, Coane Zaharie, vine numai decât, momentan, e dincolo. A, iată Coane Fănică. Tipătescu vine cu pălăria și haină de oraș. Neica Zaharia! Cum se poate? A ieșit înainte de dejun? Ce? E comedie, mare comedie, Fănică. Stai să spui. Îi face semn să expedieze pe pristandar. Mai aveți ceva să-mi ordonați, Coane Fănică? Nu, nu uiți de ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegare istoriei cât mai degrabă. Ascult!
Nene Zario, e lung ce ai să-mi spui? Nu mi-o poți spune la dejun? Ai puțin pică răbdare. Nu trebuie să știe Joițica, e comedie mare, Fănic. Atunci treci ghiță pe la nenea Zaharia pe acasă și lasă-i vorbă cu anii Joițichii. Nu-i așa, nene Zario? Să fie așa de bună să nu se supere dacă o întârzia de la dejun. Avem ceva politică de vorbit între bărbați. Ascult, Cone Fănic. Când Pristanda vrea să iasă prin fund, ușa din dreapta se deschide puțin. Zoe scoate capul, cheamă pe Pristanda, și închide repede ușa. Tipătescu se întoarce și îl vede pe Pristanda lângă ușa din dreapta. Hai, unde te duci? Pristanda îi face semn să tacă arătându-i pe Trahanache. Unde mi-ați ordonat? De ce nu ieși prin față? Da, prin față. Jocul Zoe se repetă. Ghiță iese năvară pe acolo. Tipătescu dă din numeri fără să înțeleagă. Ei, nică, Zariu. Ce e? Ia spune. Te văd că am schimbat. Ai puțin de cărăbdare. Să vezi. Azi dimineață, pe la 8:30, intră feciorul în odaie. Deci nu-mi băusem cafeaua. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășelul? De la cine? De la onorabilul domn Nae Cațavencu. De la Cațavencu? Zic, ce are a face Cațavencu cu mine și eu cu Cațavencu? Nici în clin, nici în mâneci. Ba, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din potriv. Firește, ei, stai să vezi. Scoate un răvășel din buzunar și îl dă lui Tipătescu. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului Electoral, al Comițiului Agricol și al altor comitete și comiție loco. Venerabile domn, în interesul onoarei domniei voastre de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi între orele 9:30 și 10 AM pe la biroul ziarului Răcnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al domniei voastre de votat, Cațavencu, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română. Ei, ce document? Ai puțin de răbdare. Să vezi. M-am gândit să nu mă duc. Să mă duc, să nu mă duc. Ia numai de curiozitate să mă duc să văz ce moft mai e și ăsta. M-am îmbrac de grabă, Fănică, și mă duc. La Cațavencu? Stai să vezi, la Cațavencu. Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la cap județului nostru. Și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu, serios, zic, stimabile, m-ai chemat să-mi arăți un document. Arată documentul. Zice... Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, dumneata, un bărbat așa de și așa de și... Iar delicatețuri, zic iar, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. El iar, că de, damele, să vezi unde vrea să mă aducă Mișelul. Iată, Joițica, să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare. Ce? Acutezat? Mizerabil! Stai să vezi, că de, damele, zice, nu înțeleg totdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va zică ce trebuie să-i poarte. Bă, în sfârșit, ce să o mai lungesc degeaba după ce îi pui piciorul în prag și îi zic, ia ascultă, stimabile, ai puțin de răbdare, documentul. Vede Mișelul că n-are încotro și îmi scoate o scrisoric. Ghicea cui și către cine? A cui? A cui, nene Zariu? Stai să vezi. A ta către nevastă mea. Către Joițica. Scrisoare de amor în toată regulă. Ai? Ce zici dumneata de asta? Nu se poate. Nu se poate. Am citit-o de 10 ori, poate eu o știu pe din afară. Ascultă. Scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire. Întrunirea de la altă seară. Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București la care trebuie să răspunzi pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta prin urmare și vino tu
adică nevastă-mea Joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănic. Nu se poate. O să-i rupoasele mizerabilului. Nu se poate. Firește că nu se poate. Dar ți-ai fi închipuit așa, mișelie? Bine, frate, înțeleg. Plastografie, bă, unde se poate. Dar până aici nu înțeleg. Ei, Fănică, să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că e a ta, dar să juri, nu altceva, să juri. Uite la el cum se turbură. Lasă, omule, zi, Michel, și pace, ce te-a prins așa. Așa e lumea, noi ce-i face, n-avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge mișelia omului? Mizerabil! Ai, omule, ai puțin de răbdare, zici, am zis eu. Ești tare, estimabile, la Machiavelicul. Tare, n-am ce să zic, dar nu ți-ai găsit omul. E, dacă a văzut că nu îi se trece cu mine, știi la ce a ajuns? Mi-a spus că dacă nu dau eu importanță lucrului, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă și o să fie pusă în ceva ca să o vază oricine o pofti. Îl împușc, îi dau foc. Trebuie să mi-l aduc aici, numai decât. Da. Vii ori mort cu scrisoarea. Ghiță! Ai puțin de gă... Să vie polițaiul! E iute. N-are cumpăt. Am interbun băiat, deștept, cu carte, da. Iute, nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțin pică diplomație. Infamul, canalia! Ei, asta, bărăte, omule, și lasă odată mofturile. Avem lucruri mai serioase de vorbit. De seară e întrunire. S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuride? Ce facem? De seara am aflat că Dăscălimea cu Cațavencu și cu toți ai lor vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui Ghiță să îngrijească. Mișelul de Cațavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată. Nu te teme, nene, Zario. De seară, domnul Cațavencu, nu o să fie la întrunire. O să fie în altă parte, la păstrare. Haide, mergi la dejun? Nu, neică, Zario, mulțumim, am treabă. Du-te dumneata singur. Sărutări de mâini cu anii joițichi. Bine, dar la prânz de sigur? De seară eu mă duc la întrunire, trebuie să stai cu Joițica, e urât singur. După întrunire avem preferanță. Da, neică, Zario. La revedere, Fănică. La revedere, neică, Zario. Și nu te mai turbura, neică, pentru fiice mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, nu merge să o iei cu iuțeala. Trebuie să ai puțin tică răbdare. Ce să fac, ce să fac? Și nu mai vine Ghiță? Fănică, Zoe, Fănică! Știi? Știu, sunt nenorocită, Fănică, știu. Am fost dincolo în odaie, am intrat pe scăricica din dos. A venit numai decât după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot, tot, tot. Sunt nenorocită, Fănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo. I-am spus tot. Numai el ne poate scăpa. De unde aflasești? Eu am știut numai decât după Zaharia. Uite! Îi dă o scrisoare. Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domniei voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți dar a trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum, când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. Alaltăr seară când am plecat de la tine, l-aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar. Ah, ce nenorocire! M-am dus la Cațavencu. De la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Am interpublică scrisoarea poemă. Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorâm. Și nu mai vine Ghiță. Pe Ghiță l-am trimis eu la Cațavencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. Care va să zică Ghiță e acolo. Desigur. El trebuie să fie. Se repede la ușa din fund și se trage iute înapoi. A, ascunde-te de grabă! Ies amândoi. Farfuride și Brânzovenescu intră misterios din fund. Poate să nu fie tocmai așa. Poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să-i intimideze pe câțiva nehotărâți. Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10, când mă duceam în târg. Eu n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix, mă duc în târg. Eh.
Respectabila madame Trahanache am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi pe la 11, când mă întorceam din târg. N-am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix? Nu, frate, nu înțeleg, dar averile astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanache întâi, pe urmă pe madame Trahanache. Și eu, adineauri, am văzut pe polițaiul, pe Ghiță, intrând la Cațavencu. Să fie trădare la mijloc, ai? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie dacă o cer interesele partidului. Dar să o știm și noi? Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia cătă-l. Salutare, salutare, stimabile. E galben. Ce roșu s-a făcut. Salutare, salutare, onorabile. Ia poftiți, ia poftiți, mă rog. Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu n-am înfățișare la 12 trecute fix, mă duc la tribunal. Uite de ce e vorba, stimabile. Să fim scurți. Prin târg se spune... Adică dăm voi să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe i. Se aude. Se aude. Cum că partidul nostru dă la Colegiul 2 ajutor lui Cațavencu. Care partid? Care Cațavencu? Cum care partid? Adică partidul nostru. Madame Trahanache, dumneata, nenea Zaharia, noi și ai noștri. Să ducem pe brațe pe domnul Cațavencu. Și cine spune asta? Nu râde, stimabile, nu râde. A început să se vorbească. Și de ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la bănuieli? Domnul Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Hei, madame Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Hei, domnul Ghiță, polițaiul la vizită la domnul Cațavencu. De unde și până unde? Noi, ce să zicem, ne temem de ce spune lumea. E, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curaj și desluși, stimabile? Ne temem de trădare. Na. Amice, domnule Farfuride, nu ți se pare dumitare că te faci mai catolic decât papa? Da, când e vorba de principiul stimabile, da, mă fac, adică nu mă fac. Sunt, când e vorba de asta, sunt mai catolic decât papa. Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui? Le consider ca niște insulte. Să ne iuțim, stimabile. Cum să nu mă iuțesc, onorabile? Dumneavoastră veniți la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul. Căci fără mine trebuie să mărturisiți că dumneavoastră n-ați fi putut niciodată să fiți un partid. Dumneavoastră veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător. Asta nu pot să vă permit. Mă rog, iată ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Cațavencu. E tipărit, stimabile. Tipărit? Da, tipărit. Dăm voie. Dăm ca pozitivă știre acum că desigur candidatura amicului nostru politic, domnul Cațavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice lovir din partea administrației. Din contră, avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache, prezidentul comitetului electoral, cât și junele și onorabilul nostru prefect, ar fi convinși în fine că în împrejurările prin care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca amicul nostru, domnul Cațavencu. Domnul Cațavencu va lua cuvântul la întâlnirea de deseară, comitetul grupului independent. Aud? Nu mai rămâne nicio clipă de pierdut. A, domnilor, vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar... Și iese. Așa, scurt? Adică, cum am zice, poftiți pe ușa afară. Bine. Tipătescu apare urmat de fecior. Unde e Ghiță? L-am căutat în tot târgul cu anefănică, nu e? Haide la Trahanache. Aici am aflat-o. Haide. Brânzovenescule, mi-e frică de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute. 12 trecute? La 12 trecute fix. Astfel, dar, domnilor... Ne ducem, ne ducem, stimabile. Nu voim să facem deranj. Ne ducem. Dar gândește-te, stimabile, că suntem membri aceluiași partid, cum ziceam adineaori, amicului Brânzovenescu. Trădare să fie dacă o cere interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea, eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Salutare, salutare, stimabile. Salutare. S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Ah, și Ghiță nu mai vine. Fănică, Fănică ne amenință o nenorocire grozavă. Taci, vine cineva. E Ghiță, desigur. Se repede la ușa din fund, prin care apare cetățeanul turmentat.
Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce treabă să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător. E turmentat. Dracul să ia, nu e nimeni afară. Lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii. Haide, ieși. Nu sunt turmenta cu așteci. Las că ne cunoaștem. Mă cunoaște Corozarea de la Ușe Feroare. Nu-i vorbă, ține-o la domnul Cațarecu. E din societate. Dar vorba e, eu alegător, eu aproprietar. Eu pentru cine votez? Da, aveți. Trimite-l, Fănică, dă-i drumul, e ameții de tot. Fii bun, cetățene, du-te, altdată mai vorbim. Dar ce să vorbim altdată? Acum ce treabă avem? Nu mă uitați la mine că sunt așa de... Au făcut-o de oaie de tot. Să vezi, bea ta, cum de-a devenit la băutură. Că a fost lată de tot. Fii bun, omule, și înțelege. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Scrisoare? Da. A dubitare către Conea Jăcică. Am găsit-o alaltă în seară pe drum, când deșeam de la întâlnire. Fă-ți idee! Dar alaltă în seara, până azi dimineață, s-o duci într-un chef. Mizerabile! Nu mă zguduie, că amețesc. Lasă-l, Fănică, să vedem. Lăsați-mă să vedeți. Când am găsit-o, de curiozitate am deschis-o. Și m-am dus în bufelnat să o citesc. N-am bucat să îi spălăresc bine și hați. Pe la spate, doca ți-a cu desemnă. Și ți-a luat-o? Ți-a luat-o. Aș, am băgat-o în buzunar. Zice, domnule, așa faci parte din societatea noastră și primesc scrisori de la prefectul cetățenia. Bravo-s, zic, aș, de la prefectul. Zice, i-am cunoscut slova, aia arată-mă. Doamne păzește. Bacă dă-o, bacă nu ți-o dau, de un vorbă în vorbă, turavura, ne-am avutut pe la o țuică. Una, două, trei, pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere. A făcut cinste, domnule, l-am băut, l-am băut. Dar scrisoarea. Scrisoarea, unde e scrisoarea? Nu striga, că amețesc. O am la mine scrisoarea, da. S-ar putea? Da. S-ar putea? O am la mine. Domnaie zicea că cam de 10 poli pe ea. Zic, nu trebuie o lor aia, parare, slavă Domnului. Aproprietar sunt, alegător, vorba e eu pentru cine votez? Am pierdut-o. Am pierdut-o. Ți-a furat-o, Cațavencu. Adică, domnaie, se prea poate că aș dormi. Vezi, nata, fă-ți idee, dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu... Miserabile, ce-ai făcut? Nu mă zguduie! Coane Fănică, Coane Joițico! Ghiță! Vine! Vine cu Zaharia! Cu Zaharia, nu mai spune că amețesc! Ia-l pe nenorocitul ăsta și... Și dă-i drumul pândos pe scara amică! Haide, cetățene! Nu mă împinge că amețesc! Haide! Vorba e, eu pentru cine votez? Haide! Nu mă împinge că amețesc! De Zaharia nu avem teamă, știe tot, dar nu crede nimică. N-ai auzit? Fănică, Fănică, ce ai făcut, Ghiță? Ai fost la Cațavencu? Am fost, Coane Joițică. Se lasă greu. Greu de tot. Ori 1000 de poli, ori de putăție. Trebuie să punem mâna pe el. Du-te, Ghiță. Ia jandarm. Vii ori mor, trebuie să mi-l aduci la poliție. Acum, într-un moment. Fănică! Du-te! Ascult. L-am prins cu alta mai boacănă. Nene! Joițico! Nene! Joițico, a aflat? Ah. Știe tot. Bine, omule, nu ți-am zis să nu-i spui. O știam eu cât e de simțitoare. Nene. Ia că vezi. Ah. Ți-am spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacănă? Ah. Ghiță, iute un pahar cu apă. Ah. Care onorabil? Ai puțin de cărăbdare. Cațavencu de... Ah. Cu ce alta? Cu altă plastografie. Ce plastograf? Curat plastograf. Acela salon. Trahanache, Farfuride și Brânzovenescu stau împrejurul unei mese rotunde studiind listele electorale. 69 cu roșu. Bun. 11 cu albastru. Ai lor. 12. Ai puțin de răbdare. 1, 2, 5, 7, 10, 11. 12. Cu Ienache Siripeanu? Nici nu mai are drept de vot de când și-a măritat fata. Nu i-a dat casele de zestre? Dacă votează, merge la pușcărie, onorabilul. Ai puțin pică răbdare.
Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi? E altă vorbă, să voteze cu noi e ușor. Are procesul cu Episcopia Bisericii săptămâna viitoare. Dar să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Să voteze cu noi. Nu pricep nei că Zahar e o vorba noastră. Adică noi, partidul nostru, pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi? Noi încă nu știm. Mă rog, aveți puțin de nu știm, mă rog, aveți... mai și mai departe și zic cum ziceam lui amicul meu Brânzovenescu. Mă tem de trădare. Cum de trădare? De-aia noi astăzi când am mirosit ceva, cumva... Ceva, cumva... Ceva, cumva? Dacă e ceva la mijloc... Ceva la mijloc... Ceva la mijloc? Da, așa, dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie. Dar cel puțin s-o știm și noi. Pentru că eu am zis-o cu stăpânii noștri, cu Mircea cel Bătrân și cu Vlad Țepeș, Neică Zahariu. Îmi place trădarea, dar... Mă rog, ai puțin tică? Ce răbdare, Neică Zahariu, nu mai e vreme de așa lucru. Asta seară e întrunire. Mâine începe alegere. Da. E, pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Aveți puțin tică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin tel. Să ne tălmăcim, da, să ne tălmăcim. Asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu. Zavragii? Nu. Căuzași? Nu. Dumneavoastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule. Suntem onorabili. Mai ales noi trei suntem stâlpii puterii, proprietari, membrii Comitetului Permanent, ai Comitetului Electoral, ai Comitetului Școlar, ai Comitetului pentru Statua lui Traian, ai Comitetului Agricol și etc. Noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet partidul întreg. Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. Așa e. Așa e, dar... Dar ce? Numele candidatului? Poate să fie al meu, al dumitale, ori al dumii sale, după cum mă cere interesurile partidului. Din moment în moment așteptăm să-l știm. Prefectul trebuie să vie. Nu l-așteptăm să vie de la telegraf? Ei, nu bate telegraf? Bate. Ce treabă alta are? Poate că acum, când noi vorbim, poate să fi și sosit numele. Pe sârmă, stimabile. Da, pe sârmă, ce crezi, dumneata? Toate bune și frumoase cum le tălmăcești, dumneata, Neică Zahariu, dar nouă ne frică de trădare. Nu din partea dumitare. Nu din a dumitare. Dar din a cui? E, din a cui, din a cui. Știi, dumneata, din a cui? Să n-am parte de joițica, dacă știu. Știi ce, venerabile Neică Zahariu? Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Dă-le, Neică, să vedem. Ți-am spus că mi-e frică de trădare. E? 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 Mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic, care amic? Știi, dumneata? Să n-am parte de joițica, dacă știu. Iar te faci chinez. Zău nu. Din partea amicului Fănică. Ce? Din partea prefectului. Cum? Nu ne frică de ei, că își dă coatele cu Cațavencu. Cu Cațavencu? Cu moftologul. Cu niflistul. Cu Cațavencu? Trădare? Fănică trădător? Ei, bravo. Ei, asta mi-a plăcut. Ei, nu mă așteptam. Ei, ne-am procopsit. De noi... Ce ne-am zis? Ai puțin tică răbdare, estimabile. Nu dă voie nimănui să-și permită, mă înțelegi, să vorbească măcar cât tuși de puțin pe Fănic. Pentru mine, estimabile, mă înțelegi, să fie cineva să-mi bănuiască nevasta. Pe Joițica? Pe coana Joițica, onorabile. Îmi pare rău, Neică Zahariu, noi nu... Ai puțin tică răbdare, zic! Pentru mine să fie cineva să-mi bănuiască pe Joițica, ori pe amicul Fănică, tot una e. E un om cu care nu trăiesc de ieri, dar la altăieri. Trăiesc de 8 ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De 8 ani trăim împreună ca frații. Și niciun minut n-am găsit la omul ăsta măcar atitica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, Joițica a stărui mai mult. E, se înțelege, damele sunt mai ambițioase. Ai puțin tică răbdare. Nu de ambiți că ne era prieten. Pentru interesul partidului.
Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? S-ar mai fi găsit, poate. Să-mi dai voie să nu te crezi. Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării și mie, ca amic, mi-a făcut și-mi face servicii. Da! Și să veniți dumneavoastră tot din partid să bănuiți că să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare. Îmi pare rău. În sfârșit, noi... Ai puțin tică răbdare! Îmi pare rău! Care va să zică? Unde nu înțelegeți dumneavoastră politica, hop, numai decât trădare. Ne-am procopsit. Ce societate! Adevărat, bine zice fiile de la facultate. Unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va să zică că nu le are. Trădare, bravos, fănică trădător, frumos, salutare, salutare, stimabili. Ți-a plăcut venerabilul? E tare, tare de tot, solid bărbat. Nu-i dăm de rostul secretului. Trebuie să mai așteptăm. Să mai așteptăm? Până când să mai așteptăm? De seara la sfârșitul întunirii, parcă-l văd pe venerabilul că se scoală și trage clopoțelul. Stimabililor, aveți puțin tică răbdare. Candidatul comitetului nostru este onor domnaie Cațavencu. Moftom! Nifilistul și bravo în sus și bravo în jos și mâine și poi mâine le ghiță polițaiul, aleargă până iese limba de un cot și ți-l toarnă pe domnul Cațavencu, care ne-a înjurat și ne-a bat jocorii de atâta vreme pe toate tonurile deputat la Colegiul 2. Și noi să stăm cu mâinile în sân peste poate. Ce o să faci? Te joci cu puterea. Ce să fac? Poate mă depeși la București, la minister, la gazete, scurt și cuprinzător. Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare! E tare, prea tare, nu o iscălesc. Trebuie să ai curaj ca mine, trebuie să o iscălești, o dăm anonimă. Așa da, o iscălesc. O iscălim, mai mulțumim de-ai partidului. Dar dacă ne cunoaște slova la telegraf? Pune pe altcineva să o scrie. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne o dea la telegraf. Ai de prin Zovenescule. Numai să nu pățim ceva. Trebuie să ai curaj, anonimă. Câte ceasuri sunt? 5. Hai de grab, între 5 și 6 fix, să ghide telegraful. Intră Ghiță Pristanda. E puțin mișcat. O făcurăm și pasta și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cațavencu. Când am azmuțit băieții de la umflat, striga cât putea. Protestez în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu! Zic, curat violare de domiciliu, dă umflați-l! Și l-au și umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache. M-am întors cu birja acasă la el, am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușamelele, am destupat urloaile sobii, am scobit crăpăturile zidului. Peste putință să dau de scrisoare. M-am întors la poliție, l-am scotocit prin buzunare, peste tot. Nu e și nu e. L-am amenințat că am poruncă de la conul Fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba. Nu spune decât numai și numai cu anii joițichi. O caut și nu o găsesc. Acasă nu-i? Aici nu e? Ia cu tu, Coana Joițica. Ghiță! Bine că te găsesc. Și eu vă căutam, Coana Joițica. Ghiță! Ghiță, ce-am aflat? Ce ați făcut? Ați înnebunit? Adineaur, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție, la arest. Cum ai făcut asta? Ordin verbal de la conul Fănică. Unde e Fănică? Nu știu, îl caut și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Și-a apucat-o? Nu, Coană Joițico. După câte am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Ghiță, m-ați nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Dăscălimea o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul când o afla că ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor? După ce guvernul era asigurat că totul are să petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne Fănică, prefect? Coană Joițico, am uitat să vă spui. După câte făgăduiri și amenințări i-am făcut lui Cațavencu, mi-a răspuns că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni. Dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine?
Du-te, Ghiță. Du-te de grabă. Dă-i drumul și roagă-l din partea mea să poftească aici. Îl aștept. Numai dacă conu Fănică... Dacă ții la tine. Dacă ții la familia ta, Ghiță! Cum să nu ți-o coană, Joițico? 11 suflete! Du-te de grabă. Într-un suflet și să nu vii fără Cațavencu. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă și vină într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. Zoe scoate gazeta și citește. În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. A bon entendeur, salut! Ce mai de făcut? Trebuie să-l alegem pe Cațavencu. Nu mai încape vorba. Nu mai e vreme de sta la gânduri. Cu un Michel ca el, când ne ține la mână așa de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică, trebuie să se învoiască. Trebuie. Ah, și apoi mai la urmă Cațavencu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul. Dar unde e Fănică? Unde poate să fie? Zoe, aici ești. Fănică, te așteptam. Ce ai făcut? Ai arestat pe Cațavencu. Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce, pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru nerozia care ai făcut-o tu. Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență. Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă. O scrisoare de amor, să o arunci în neștire într-un buzunar cu Batista și să o pierzi ca și cum ai pierde o hârtie indiferentă, ca un afiș după ce ai ieșit la reprezentație, la atâta lipsă de judecată, să spui drept, nu mă așteptam. Ce Dumnezeu, ești femeie în toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, Fănică, judecă-mă. Da, așa e, am fost o copilă. Am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut tu la mine măcar un moment în viața ta, scapă-mă, scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigei noastre n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, Fănică, gândește-te, gândește-te. Tocmai de-aia m-am asigurat de persoana lui Cațavencu. În zadar, Fănică, Cațavencu poate muri astăzi. Mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeule, cum or să-și mulgă toți gazeta, cum or să mă sfâșie, cum or să râs. O săptămână, o lună, un an de zile, nu o să se mai vorbească decât de aventura asta. În orașelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv, dar în cap un motiv. Și ce motiv, Fănică? Ce vuie, ce scandal, ce cronică infernală. Și eu, Fănică, în timpul ăsta ce să fac? Să mor? Să mor, dacă voi, pentru că după asta nu o să mai pot trăi. Atunci, dacă nu e altă scăpare, Zoe, Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Să fugim împreună. Ești nebun? Dar Zaharia, dar poziția ta, dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavencu. Este putin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul. Te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna din aur. A dus-o la telegraf Canalia care a găsit scrisoarea ta. Bețivul de azi dimineață. E o depeșă anonimă. Am oprit-o și am dat ordin la telegraf să nu mai expedieze nimic fără știrea mea. Dar știu eu ce poate conține o depeșă cu cheie? Iată. Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nihilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu! Spune, să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văd. Alt mijloc nu e. Atunci? Atunci? Lasă-mă! Lasă-mă de norocire! Lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-a adus. Iată cât plăteau jurămintele tale. M-a adus la moarte, pentru că mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Astăzi, acum, aici. M-a adus la moarte și mă pot scăpa și mă las să mor. Zoe, Zoe. Lasă-mă. Dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea,
Lasă-mă să mor! Să mor cu siguranța că 8 ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută. Că nu mai vin niciodată, niciodată, niciodată. Zoe, să vedem, să ne mai gândim. Nu mai e vreme de gândit, Fănică. Fiecare minută care trece ne apropie de pieire, trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc, să mă hotărăsc. Adinaur, în Lipscani, am aflat de arestarea lui Cațavencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Iată ce foaie a scos comitetul lor. Îi dă foaia, Tipătescu, citește încet. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta joacă viața! Nu s-o joacă pe-a lui Fănică, o joacă pe-a mea. Pentru că încă o dată spun, din două una, ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci lupta este peste putință cu Cațavencu, trebuie să-mi cedezi, ori nu, și atunci mor. Și dacă mă lași să mor, după ce oi muri, poate să se întâmple orice. Sunt hotărât. Da. Sunt hotărât. Dar nu voi să mor până ce nu voi fi luptat cu toate împrejurările. Și am să lupt. Și cu tine am să lupt. Din toate puterile. Cu tine, om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să lupt. Pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă oprește să-mi capăt iarăși liniștea. Da, sunt hotărâtă și trebuie să biruiesc tot. Și pe tine. Așa de hotărâtă sunt. Încât adineaure am poruncit lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cațavencu și să-l poftească aici din partea mea. Femeie nebună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, atunci eu, care voi să scap, îl sprijin eu, îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu. Bărbatul meu cu toate voturile trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit, cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică, luptă. Zdrobește-mă. Tu, care ziceai că mă iubești. Să vedem. Zoe. Lasă-mă. Zoe, Zoe. Lasă-mă, lasă-mă. Pristanda apare în fund, făcând loc cu respect lui Cațavencu să treacă. Poftiți, Coarenicule, poftiți. Și zău, să pardonați în considerația misiei mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Tată să-ți fie, trebuie să ridici, ridici, n-ai ce-i face, emisie. De-aia mă rog să pardonați. Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Nu brațul care lovește, voința care ordonă e de vină. Eu chiar am scris un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit. Trebuie să-l fi citit, Coarenicule. Eu gazeta dumneavoastră o citesc ca Evanghelia totdeauna. Că să nu vă uitați la mine, adică pentru misie. Altele am eu în sufletul meu, dar de... n-ai ce-i face. Familie mare, renumerație după buget mic. Și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul? Curat, Coarenicule. Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voiind să se dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache. Pe dânsa voi s-o văz. Mai e vorbă, Coarenicule, pe Coana Joițica, pe dumnea ei. Conufănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți, ședeți, Coarenicule. Mă duc să-i spui Coanei Joițichii că ați venit. Pot să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneaei. Ascult! Mare pișicher, strajnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit capitulează. Se putea altfel. Iubitul, scumpul, venerabilul Nenea Zaharia, parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul Farfuride, scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabilul Fănică trebuie să facă venind de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mințele, atât mai rău pentru el. Mă arestează, atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă. Și eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, n-ai ce-i face. Mâna care îți dă mandatul. Dar unde-i Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica. În momentul acesta apare Tipătescu. Tipătescu? O preferam pe ea. Ține-mă, doamne. Stimabile domn,
Scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel într-un mod neregulat. Trebuie să vă spun că am fost adus aici din arest de polițaiul domniei voastre, după ordinele, și nu mă așteptam să vă întâlnesc. Impertinent. Pentru că mi se spusese că eram chemat de... altfel nici n-aș fi venit. În fine, dacă sunt aici prizonier, rămâi. Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, mă retrag îndată. Iubite și stimabile domnule Cațavencu, nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate să mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate când situația lor e așa de limpede. Eu sunt un om căruia îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să spun ceva. Ia poftim. Ia poftim, mă rog. Să fiu cu minte ce bine că-i Zoe dincolo. Stimabile domn, dumitare îți place să joci pe față. Primesc. Mie îmi place să joc scurt, scurt. Situația noastră putem deslega numai decât. Tipătescu îi oferă jețul. Mulțumesc. Ia poftim, mă rog, ia poftim. Mulțumesc. Poftim de... Mulțumesc. Așa. Astfel, dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pas. Posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Ah. Mă iartă că te-am ofensat. Să fiu și mai scurt. Iată, dumneata, ești un om practic. Dumneata, posedezi un lucru care îmi trebuie mie și știi cât îmi trebuie. Eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru? Cum? Nu știi? Nu. Nici măcar nu vă dă în gând? Nu, de-aia întreb. Stimabile domn, un om politic... Adică dumneata... Dă-mi voi. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca cele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură hotără o mișcare generală, mișcare ce dacă vom lua în considerație trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru... Mă rog, onorabile, încă o dată, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt! E? Dacă ești așa, dacă voi ești scurt, iată. Voi să nu mă combați. Ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumitale. Onorabile domn, nu ți se pare că cer prea mult? Atunci dumneata care mi-ai propus schimbul, care îmi face întrebarea, trebuie să-mi răspunzi. Ba să-o spune, nu ți se pare prea mult? Ai? Ce zici? Nu. Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavencu. Eu nimic, stimabile. Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu. E puțin onorabil. Dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cațavencu. Ai? Și dacă și moșiază voiul din marginea orașului? Dă-mi voie, stimabile. Un om politic trebuie, este dator, mai ales în împrejurări ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură hotără o mișcare generală, mișcare ce dacă vom lua în considerație trecutul unui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, de-abia ieșit din... Ei, să lăsăm frazele, nene Cațavencule, astea sunt bune pentru gură cască. Eu sunt omul pe care dumneata să-l înveți cu apă rece? Spune, unde să fie, bărbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau? Ce vreau? Știi bine ce vreau. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel din tâi între fruntașii politici. Vreau... Ce vrei? Vreau mandatul de deputat. Iată ce vreau. Nimic altceva. Nimic, nimic. Mi se cuvine. Te rog, nu mă combate. Susține-mă. Alege-mă. Poimene, în momentul când voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea. Pe onoarea mea. Pe onoarea ta. Și dacă nu poți să te aleg? Poți. Și dacă nu voi, zic că nu voi să te aleg. Trebuie să vrei. Uiți că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu, nu, nu voi să te aleg. Trebuie. Nu. Trebuie să vrei dacă ții tu tăși de puțin la onoarea. Mizerabile, canalie nerușinată. Nu știu ce mă ține să nu zdrobesc capul. Ia un baston și se întoarce turbat către Cațavencu. Mișelule, trebuie să-mi dai acea scrisoare. Trebuie să-mi spui unde-i scrisoarea, ori te ucid ca pe un câine! Ajutor! Săriți! Mă omoară vampirul! Prefectul asasin! Domnule Cațavencu! Ajutor! Domnule, pentru Dumnezeu, te rog, nu striga! Fănica, e nebunit? Domnule Cațavencu, mă rog!
Cum să nu strig, doamnă? Michel, Michel, Michel. Domnule Cațavencu, cer scuze eu pentru momentul iuțeală care l-a făcut pe Fănică să uite. Nu-mi cap scuze, doamnă. Trebuie să ies de aici numai decât. Nu mai pot sta un moment într-o casă unde mi-este viața în primejdie. Domnule Cațavencu, în sfârșit, dumneata, ești un om cu minte, un om practic. Dumitale ți este indiferent de la cine ți-ar veni a ceea ce-ți trebuie așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea dumitale că poimâine când ai fi proclamat, vei da scrisoarea celuia ce te-ar face să fii ales. E, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești? Primesc. Și înțelegi că atunci când luptând cu tine voi căpăta scrisoarea, tot Fănică va fi isprăvit între noi. Suntem de plin înțeleși, domnule Cațavencu. Da, madame, pe deplin, dar... Îi face semn către Tipătescu. Fănică, Fănică, hotărăște-te. Poți fi tu dușmanul liniștei mele. Spune, Fănică. În sfârșit, dacă vrei tu, fii. Întâmplă-se orice s-ar întâmpla. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoi, ești candidatul lui Nene Azaria, prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat. Poimine veți avea? Ai puțin de cărătare. Nene! Azaria! Venerabil! Repede, ascundeți-vă amândoi! Nu trebuie să vă pază! Nimeni? Și dobitocul de fecior mi-a spus că Fănică și Zoe sunt aici. Merge la ușa din dreapta și bate cu discreție. Nimeni. Asimile în stânga. Nimeni. Era să uit. Și-a de la masa de scris, ia conteiul și scrie. Dragă Fănică, te-am căutat, mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit, nu ieși, ai puțin tică răbdare, tra-ha-na-che. Acum să dăm de căpătâile firelor iubitului nostru domn Cațavencu. Blestemată politică, un moment să n-ai pace, suntem în liniște. Eu merg la telegraf să-ți anunț la București candidatura. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire, fii cu tact, trebuie mult tact. E Ghiță. Ăsta e semnalul lui. Iar? Omul meu. Da, iar eu. Am venit pentru istoria de care am vorbit azi dimineață. Ce facem? E ca mâine începe. Eu pentru cine votez? Pentru cine, pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene, ajuns de suferit. Votează pentru cine poftești. Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba pe poftă. Lasă-mă în pace. Administrația nu voiește să influențeze cât uși de puțin pe nimeni. Pardon, dați-mi voie. Mie îmi pare din contră că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să... Se înțelege? E, onorabil, nu te vedeam. Sluga, 1000 de ampaci. Și zi, mă lucrești, ai? Adică dai cu pere, dai cu vin, nu pentru cinstea obrazului, pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo-și, dole, n-ai. Fănică, Fănică, trimite-l, e nesuferit. În sfârșit, cetățene, te rog, lansă-ne cu binișorul, lansă-ne. Ce poftești de la mine? Nu ți-am spus? Măi începe, e? Eu pe cine aleg? Pentru cine? Pentru domnul Nae Cațavencu. Pentru... Nu mă zbucic amețesc. Pentru că ești un om vițios. Nu mă zbucic amețesc. Pentru că te-ai lăsat să-ți ia de buzunar, să-ți fure scrisoarea. E, nu face nimic, poate mai găsim altă. Lasă-mă să vorbesc, pentru că ești... Alegător. Nu, bețiv, vițios, păcătos. Fănică. Da, bețiv. Uite și acum ești turmentat, ești băut. Aș. Uite, nenorocitule, miroși cale de-o poștă. Asta este mirosul meu, naturel. Miroși arom. E, bravo, vrei să miroși a gaz? Ei, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavencu. Pentru așa alegător, mai bun ales nici că se putea. Fănică!
Totdeauna ironic, stimat. Da, pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră. Și nu îl sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru. Fănică, fii calm. Da, sunt calm. Farfuriti, Brânzovenescu și Trahanache apar în fund. Pentru că dumnealui nu e ca alții Michel, pentru că nu e ca alții canalie, nu e ca alții infam. Pentru că încă o dată la legător ca dumneata cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cațavencu, onorabilul domn Cațavencu. Ce răutăcios! Ia că trădarea când îi spuneam venerabile! Ai puțin de cărăbdare! Nene! Hei, lăsați-mă toți în pace! Trebuie să-mi stimabile, dar mergem la București. Să vom spune tot. Duceți-vă la dracu. La ziare. La Comitetul Electoral Central. La guvern. Păi nu fuci ca mețesc. În sfârșit, ce e Fănică? Nu m-a întrebat pe mine nene Zariu. Nici o vorbă, nene. Trebuie. De ce? Dacă mă iubești, dacă ții la mine acum tăcere, spun pe urmă tot. Dați-mi voi, stimabile. Nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu altele locuri decât onorabilul domn Tipătescu, prefectul cel mai onest. Da. Cel mai integru. Da. Cel mai credincios. Firește. Dați-mi voie să vă spun că toate zbuciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestiuni personale. Și când vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră... Care va să zică și insulte. Bravo. Că este de tarabă onorabilă, dar aver de clopotniță stimabilă. Se înțelege. Alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Dar noi vom vorbi. Oare Fănică o depeșe, Fefe, urgentă? O depeșe? Cu orice preț. Dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestie de încredere. Ah, nu se poate. Vom lupta contra oricui. Vom lupta contra guvernului. Ai puțin tică răbdare? Da, nene, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra... Adică nu... Eu nu lupt contra guvernului. Teatrul înfățișează sala cea mare a pretoriului primăriei. Dați-mi voi! Gustă din paharul cu apă. Dați-mi voi! Stimabil, onorabil, faceți tăcere! Sunt chestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin pică răbdare! Dă înainte, stimabile, aveți cuvântul. După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Parol? Numai dacă te-ai ține de vorbă. Rău, nu mă întrerupeți, stați-mi voi. Stimabile, nu întrerupeți. După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. Bea o sorbitură. La anul 1821 fix. Dacă ne întoarcem iar la un 1821 fix, ne-am procopțit. Dați-mi voi! La un 1821 fix. Dați-mi voi! Stimabile, onorabile, nu întrerupe, să aveți puțin tică. Cu ce răbdare venerabile, domnule președinte. Ceasurile sunt înaintate, sunt și alți oratori înscriși să vorbească. Onorabil orator a promis să încheie cât se poate mai scurt. Pe ce fel de scurt e asta să o luăm a doua oară de la 1821? Dați-mi voi! Stimabile, eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la 64! La 64! Adică la plebiscit? Dați-mi voie, domnule președinte, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Dacă mă iubești, stimabile, fă hatărul, să trecem la plebiscit, dorința adunării. Da, domnule președinte! Să trecem la plebiscit! Trahanache îl întoarce binișor de umer cu fața spre adunare. Ce ziceam, dar? La 1864
Vine, mă înțelegi, ocasiunea să pronunțe poporul prințul plebicist. Să vedem însă mai înainte. Să ne dăm seama bine de ce va să zică. De ce este un plebicist. Știm ce este plebicistul. Mersi de explicație. Nu trebuie explicație. Dar și voi, domnule prezident. Stimabil, onorabil, rog, nu întrerupeți pe orator. Faceți tăcere. Sunt chestiuni arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțintică răbdare. Aveți cuvântul, stimabile, dați înainte. Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist, zicem 64. Știm! Oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebicistul! Aici nu-i vorba de plebicist. Dați-mi voi! Mi se pare că atunci când zicem 64, să nu căutați a încerca măcar să mă combateți. Vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au un 64 al lor. Dați-mi voi! Nu-i vorba de 64! Dați-mi voi, domnule prezident! Stimabile, onorabile, faceți tăcere, avem chestiune arzătoare. Cum, domnule prezident? De unde până unde 64 chestii arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație 1883. Ce are a face? Chemați pe onorabil orator la chestiune! Stimabile, să lăsăm plebicistul dacă mă iubești. Să trecem la chestiune. Domnule prezident, ați binevoit a-mi acorda cuvântul. Eu cred că ar trebui... Nu trebuie! Nu! Dacă mă iubești, fă hatârul să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării stimabile. Îl întoarce de umeri binișor cu fața spre adunare. Farfuridii, foarte obosit, soarbe și se resignează. Ajungem dar la chestiune reviziunii Constituțiunii și legii electorale. Acum aveți puțin pică răbdare. Scurt, stimabile, scurt dacă mă iubești. Dorința adunării. Farfuridii asudă, bea și se șterge mereu cu basma. Vă rog, dați-mi voi. Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu! Să vedem! Să vedem opinia lui domn Farfuridii. Opinia mea este aceasta. E vorba de revizuire, da? Da! Atunci, iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să se zic asemenea toți aceia care nu vor să cază la extremitate. Adică, vreau să zic, da, ca să fie moderați. Adică, nu exagerațiuni într-o chestiune politică și care, de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât vine acea ocazie să întrebăm pentru ce. Da? Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care lovește societatea. Adică, fiindcă, din cauza zguduirilor și idei subversive, și mă înțelegi mai în sfârșit, pentru care, în orice ocaziune solemne, a dat probe de tact. Vreau să zic într-o privință, poporul, națiune. România, țara, în sfârșit cu bun simț, pentru că Europa cu moment mai înainte să fie să recunoască, la care putem zice de pandă. Precum dați-mi voi, precum la 21, dați-mi voi la 48, la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea și la 84 și la 94 și etc. întrucât ne privește, pentru că să dăm exemplu chiasurilor noastre de cinte latine însă! Prahanache a urmărit cu mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridii. Farfuridii ca sudat se șterge, bea, iar se șterge și suflă foarte greu. Mai am două vorbe de zis.
Iată, dar, opinia mea! Din două una, dați-mi voi. Or să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, or să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo, și anume punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis! Farfuridi coboară zdrobit, ștergându-se de sudoare. Brânzovenescu și alți alegători îl întâmpină și strâng mână. Cațavencu vorbește încet cu grupul său, gesticulând viu. Cu un alt grup, mai în fund, Farfuridi și Brânzovenescu asemenea. Pristanda iese misterios din cabinetul primarului, trece prin ușcioara grilajului și trage de pulpană pe Trahanache. Ei, ce? Coane Zahariu, Conu Fănică, Coana Joițica. Ei, ce? Sunt din coace în cabinet. Au venit pe din dos, vă așteaptă. Numai decât să poftiți acolo. Nu poți să las prezidenția să aibă puțin tică răbdare. Trebuie numai decât. Suspendați. Stimabilă, onorabilă adunare, după discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru concetățean și avocat domn Farfuridi, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința. Să aveți puțin tică răbdare pentru 5 minute. Farfuridi și Brânzovenescu se amestecă mulțimii. Trahanache s-a dat jos de pe tribună și a trecut cu Ghiță în partea stângă despărțită. Bate în ușa cabinetului primarului. Zoe și Tipătescu deschid. Trahanache și Ghiță dispar înăuntru. Ușa se închide la loc. Hei, cum să-l trimiți în cameră, nene, pe stimabil? Nu zic, are ideile, opiniile lui și eu respect ideile, numai să fie sincere. Și el e sincer, n-ai ce-i zice. Respect la orice opiniune. Dar să-ți vii stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperii mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive, asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu le respect. Să-mi dea voie să-i spui. Nu. Uite ce susține Farfuridi. N-ai înțeles? Susține că, adică, după istorie, de-aia se teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latine. N-ai auzit? Chiar a zis-o el. Surorile noastre de ginte latină. Da, a zis-o. Voi dascăle sunteți băieți buni, dar aveți un cusur mare. Cum vă vorbește cineva de istorie, s-a isprăvit, are dreptate. Ce istorie? Apoi dacă e vorba de istorie... Apoi ce te învață istoria mai întâi și întâi? Că România de la Traian? Nu e așa? Că adică străbunul nostru... Ce străbun, ce nostru? Vezi că nu știți? Or, mai întâi și întâi istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte, stă pe loc. Ba chiar dă înapoi, că legea progresului este așa, că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe. Farfuridi și Brânzovenescu, care s-au apropiat și ascultă mai dintr-o parte, dă din numeri. Asta e așa? Nici nu mai încape vorbă. Da, progres. Progres fără conservațiune. Când vedem bine că Europa... Nu voi, stimabile, să știu de Europa dumitale. Eu voi să știu de România mea și numai de România. Progresul, stimabile, progresul. În zadar veniți cu gogolice, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa, ca să măgiți opinia publică. Dar voi, mi se pare că altcineva măcește opinia publică. Nu voi să știu de ce zici dumneata. Ținește că nu vrei să știi, nu-ți vine la stocoteală. Să-și vază de trebile ei Europa. Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu. N-are prin urmare dreptul să se amestece între ale noastre. Dumneata, ești advocat. Ești confrate cu mine. Da, sunt avocat, dar nu sunt confrate cu dumneata. Știi ca și mine principiul de drept. Fiecare cu al său, fiecare cu treburile sale, oneste libere. Dar de onest n-ai încotro. Grupurile Cațavencu și Farfuridi încep a se despărți fiecare deoparte. Stimabile, nu știu pentru ce dumneata mă prigonești de la o vreme. Ce ai cu mine? Suntem în fața alegătorilor, stimabile. Or, nu încape pică. Să luptăm. Dumneata o să-ți pui candidatura, o știi. Eu ți-o declar că mi-o pui pe-a mea. Luptă electorală. Și știm că lupta electorală este viața popoarelor. De ce te revolți contra adevărului, în contra dreptului? Oneste bibere, onorabile! Ia scudește-mă cu mofturile dumitale! Onest dumneata!
Pe de-o parte, răgnetul carpaților, pe de-altă parte, chivernisela confraților. Pe de-o parte, opoziție la toartă, pe de-altă parte, teșcherea la buzunar. Urlă târgul, domnule! Crânsofenescul trage de mânică. Tache, tache! Ia să mă pace să mă răfuiesc odată cu domnul. Ce adică noi nu știm, nu vedem, orbi suntem? Dumneata ești candidatul prefectului! Eu sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent. Onorabilul, venerabilul nostru prezident, dar unde e venerabilul prezident? Nu-l văz. Va proclama, pe cât știm astă seară, pe candidatul comitetului dumneavoastră. Comitetul dumneavoastră? Or, dacă voi avea onoarea să mă agreieze și comitetul dumneavoastră, cât și al dumneavoastră. Nu mai este comitetul nostru, este al dumitale. Tache, tache, fii cu minte! Adică de-n voi, dumneata nu mai ești al comitetului. Da, eu nu mai sunt. Eu care am susținut totdeauna partidul și dumneata care l-a înjurat totdeauna, ești! De-n voi! Ce voi, ce voi! Vii cu moftologii, cu economii, cu societăți, cu scamatorii ca să tragi lumea pe sfoară, cu descălimea dumitare, cu moftangii dumitare! Domnule, retrageți cuvântul! Cu grupul inteligent. Independent! Impertinent! Amățăm-i papucilor! Toată lumea s-a înghesuit în fund și a ieșit afară cu zgomot. Sala întrunirii e goală. Trahanache iese din cabinetul primarului în partea despărțită cu Grilaș. După el, Fănică și Zoe. Nu, nu se poate. Nene! Nei, Căsariu! Dacă ai ținut vreodată la mine... Dacă mi-ești prieten... Ei, aveți puțin tică răbdare. Cum putem noi să punem candidatura unui plastograf? Bine, frate, plastograf, așa e. Dar până să bage lumea de seamă, să-l tragem în judecată... Să ne facem de râs prin tribunale, nene, gândește-te! Ei, nu! Dacă ar fi numai una, aia cu scrisoarea ta către Joițica, înțeleg. Să zic, pentru politică. Unde e în joc interesul țării, ca oricare român, a încercat omul ca să te forțeze, adică, pentru că te știe că ții la onoarea Joițicii, ca prieten ce mi-ești, a făcut plastografii. Se înțelege. Firește în politică. E, aveți puțin tică răbdare, dar asta la altă. Se lovește cu mâna pe buzunarul hainii. Apoi dacă umblă el cu machiaverlicuri, să-i dau eu machiaverlicuri. Martoră-mi mai capricistă. Să n-am parte de Joițica că e de față, să spuie. Nene! N-am umblat în viața mea cu diplomație. Dar dacă e vorba să facem pe ezuitul ala Metternicu, apoi să-i dau eu, neică. Nu pricep, neică, Zariu. Nici eu. E, aveți puțin tică răbdare. Scoate o hârtie din buzunar și o desface. O poliță. Asta tot pentru politică e? Girurile astea două cu care onorabilul domn Cațavencu a ridicat 5.000 de lei de la societate sunt tot pentru interesul țării? Tipătescu ia de grabă poliția și o examinează când pe o parte, când pe altă. Suntem scăpați! Scăpați? Apoi, când îți spuneam eu să ai puțin tică răbdare că l-am prins cu alta mai boacănă... Nene Zariu, candidatul nostru este domnul Agamiță Dan Danachi. Așa da. Mi-e frică. Nu mai avem nicio grijă. Dă-mi înscris pe Gagamiță ăla să nu-i uit numele. Iată. Mă duc să deschid ședința. Anunță îndată candidatura, ridică ședința și vino să mergem la preferanță. Te așteptăm. A, ți-am dat polița lui Cațavencu, să nu o pierzi. Mai grijă ne-i, Căsariu. Eu nu pierd hârtile de preț. Sărută pe Zoie. Fănică. Ah, acum să lucrez eu pe nenea Cațavencu. Trahanache s-a urcat la tribună. Orele sunt înaintate, poftiți, poftiți, stimabilor! Avem chestiuni arzătoare la ordinea zilei! Toată lumea s-a așezat la locul său. Domnule președinte, vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, stimabile! Aveți cuvântul, poftiți la tribună! Cațavencu ia poză, trece cu importanță printre mulțime și se suie la tribună. Își pune pălăria la o parte, gustă din paharul cu apă, scoate un vraf de hârtii și gazete și le așează pe tribună. Apoi
Își trage batista și șterge cu eleganță avocățească fruntea. Este emoționat. Domnilor, onorabil concetățeni, fraților! Iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat. Dacă emoțiunea mă apucă așa de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România! La fericirea ei! La progresul ei! La viitorul ei! Fraților, mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc. Mă onorez a zice că o merit. Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist, că sunt liber schimbist, că voi progresul cu orice preț. Da, da, da. De trei ori da. Da, voi progresul și nimic alt decât progresul. Pe care politică, bravo! Socială, bravo! Economică, bravo! Administrativă, bravo! Și Nu trebuie pe orator, stimabile. Lăsați-i să urle, domnule președinte. Nu mă tem de întrerupere. Puteți, domnilor, să întrerupeți pentru că eu am tăria opiniunilor mele. Și financiară. Da, suntem ultra-progresiști. Da, suntem liber schimbiști. Ori, conduși de aceste idei, am fundat aici, în orașul nostru, Aurora Economică Română, societate enciclopedică cooperativă independentă de cea din București. Pentru că noi suntem pentru descentralizare. Noi, eu, nu recunosc, nu voi să recunosc epitropia bucureștenilor, capitaliștilor asupra noastră. Căci în districtul nostru putem face și noi ce fac dânsii în al lor. Societatea noastră are de scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău. Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Societatea noastră, da, noi ce aclamăm? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Stimabile, nu? Lăsați, domnule președinte, să întrerupă. Nu mă tem de întrerupere. În Iași, de exemplu, permiteți-mi această digresiune. Este tristă, dar adevărată. În Iași n-avem niciun negustor român. Nici unul. Și cu toate acestea, toți faliții sunt străini. Explicați-vă acest fenomen, acest mister, dacă mă pot exprima astfel. Bravo! Ei bine, ce zice societatea noastră? Ce zicem noi? Iată ce zicem. Această stare de lucruri este intolerabilă. Plâcând să n-avem și noi faliții noștri. Anglia și-are faliții săi, Franța și-are faliții săi, până și chiar Austria își are faliții săi. În fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are faliții săi. Numai noi să n-avem faliții noștri. Cum zic, această stare de lucruri este intolerabilă. Ea nu mai poate dura. Oratorul sorbe din pahar și aruncă priviri scâmpietoare în adunare. În momentul acesta, mai mulți inși se mișcă în fund, pe unde apare cetățeanul turmentat și ghiță în civil. Faceți puțin pică tăcere! Fraților,
Iată ce spun statutele societății noastre la articolul 1. Se formează în urbea noastră o societate enciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prospere. Cetățeanul s-a turnat pe un scaun în fața tribunii, se scoală și ridică mâna. Și eu! Și eu sunt! Domnule președinte, vă rog să nu fiu întrerupt! Parcă ziceai, estimabile, că întrerupere... Da, da! În sfârșit, nu întrerupeți, vă rog! Ziceam, da? Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu sunt! Ce? Ce ești, dumneata, estimabile? Mă cunoaște, domnul Nae, ciclopedică! Ce? Română! Aurora! Faceți tăcere, estimabile! Cum? Cioclopedică! Comportativă! Economie! Societate care vă zică! E tun mental! E tun! Sunt membru! Estimabile, estimabile, rotați afară pe onorabilul! Ionescu și Popescu îl îmbrâncesc spre ușă. Cațavencu s-a dat jos de la tribună și vorbește cu câțiva din grup. Nu mă îmbrânciți ca mergeți! Negru! Pristanda se apropie la tribună. Panizariu, de izior trebuie să lucrăm pe onorabilul, pe Donaie Cațavencu, cu ordinul lui Conufănică. Sunt la ușă, când o-i tuși de trei ori, dumneata proclamă catindatul și ieși pe portiță. Și pe urmă-i treaba mea. Bine. Când o-i tuși de trei ori, nu mi-a sosit încă oamenii. Din fund, intră Farfuridii Brânzovenescu și alți câțiva. Pristanda vorbește încet cu dânsii. Poftiți la tribună, stimabile. Cațavencu pornește spre tribună. Zoie și Tipătescu sunt ascunși după grilaj. Nu mă auzi nimic. Pe semne n-a sosit încă Ghiță. Fraților! Te-a dat afară! Cum se poate, fraților, să lăsăm să gonească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător? Pentru că domnul Cațavencu! Stimabile! Domnule președinte! Stimabile, aveți puțin pică răbdare! Aha! 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 Fiindcă orele sunt înaintate... Dați-mi voi! Fiindcă unii din domnii alegători au început să plece, ar fi bine, cred, mâine fiind alegerea, ca chiar acum să rugăm pe onorabil orator să-și întrerupă discursul un moment, să aibă puțin pică răbdare pentru ca să proclamăm numele candidatului propus de comitetul nostru. Primesc cu mulțumire, domnule președinte. Numele candidatului. Fănică! Taci, n-ai grijă! Stimabile, candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul... Nae Cat! Ai puțin de răbdare! Domnul... Domnul! Toată lumea ascultă cu mare nerăbdare și îndeplină tăcere. Zoie se strânge după grilaj lângă Tipătescu. Domnul Agamiță Dandanache! Trădare! Bravo! Dați-mi voie! Cine a pronunțat cuvântul trădare? Eu! Afară! Și cine este trădător, stimabile? Acela care falsifică numele candidatului odată hotărât. Acela care uită, care trădează interesele și onoarea familiei sale. Dumneata! Ai puțin tică răbdare, stimabile, că mă scoți din suflet. Eu, falsificator? Pe mine, cetățean onorabil? Pe mine, om venerabil, să vii într-o adunare publică să mă facă falsificator? Cine? Tipătescu și Zoe ascultă palpitând. Cine? Un plastograf patentat! Plastograf? Un moment, onorabil concetățeni! Am voit să acopăr o rușine care se petrece de atâta vreme în sânul orașului nostru. Am voit să cruț opinia publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi însă am fost lovit așa de crud în dignitatea mea, încât nu mai pot tăcea. Zoe și Tipătescu au o mișcare de groază.
acest onorabil cetățean, acest om venerabil, domnul Zaharia Trahanache, eu, este atât de naiv încât crede că-i plastografie un document holograf. Fănică! Ghița! Prezent! Pe el, copii! O scrisorită prefectului către! Pe ei, fraților! Zaharia Trahanache a ieșit repede pe portița grilajului. A dat dincolo de Zoe și de Tipătescu și toți trei ascultă ce se petrece în adunare. Pristanda, Farfuridi Brânzovenescu au apucat de gât pe Cațavencu și îl gărăsc afară. Grupul Ionescu și Popescu sunt grămadă peste cei din fund. Grădina lui Trahanache. Unde e? Unde poate să fie Cațavencu? Nu știu. A fugit. A murit. A intrat în pământ. Ei, și pentru ce voiești să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră. Eu parcă nu mai am grijă. Zoe, gândește-te. De două zile oamenii noștri aleg pe Dandanache, pe care l-așteptăm din minut în minut. Am ordine să-i fac o primire strălucită. Ei, și? Ei, de două zile, va să zică, strivesc pe Cațavencu. Și el nu e nicăieri. Unde? Pentru ce nu se arată? Are scrisoarea. Pentru ce nu publică? Pentru ce a dispărut? Nu știu. Din ce motive nu publică scrisoarea? Nu-mi pas. Destul că nu publică. Și-l crezi tu pe Michelul capabil să nu publice pentru altceva decât pentru că nu poate? Ce inimă! Ce judecată ai, Fănică! Dar astea două zile, cum am trăit eu? Ce strângere continuă de inimă, ce frică, ce tortură! Fiecare persoană care mi iese înainte, fiecare figură pe care o văz, fiecare mișcare ce se face în jurul meu, îmi zdrobește toată puterea. Fănică, ai milă de mine! O zi încă de astfel de chinuri și nu mai pot trăi, nebunesc! Nu fi copilă, Zoe, Zoe! Tu nu înțelegi, tu nu simți. Peste câteva minute se sfârșește alegerea și se proclamă deputat al vostru Dandanache. Sunt sigură, sigură că în același moment Michelul, care s-a ascuns și ne pândește din întuneric, o să-și împrăște publicația lui infamă, ca să-și răzbune. E, atunci eu? Nu poate! Scoate polița din buzunar și o arată. Dacă faci asta, e pierdut! Ce-mi pasă după ce mă pierde pe mine? Fănic, n-aș vrea să mă răzbune, aș vrea să mă scapi. Prevedeam asta. Presimțeam că o să ajungem aici când am văzut scandalul de la altă seară de la întrunire. Iată culmea nenorocirii. El nu știe că ai plastografia lui, el nu știe că dacă ar veni aici să primească schimbul acestor două hârtii, ar scăpa și el și m-ar scăpa și pe mine. Te-ai bizuit să joci cu Cațavencu și te-ai amăgit. Și mi-ai jucat onoarea mea, rușinea mea, viața mea. Și ai pierdut pentru că sau el joacă mai bine ca tine? Sau noi avem mai puțin noroc decât el? Ce să fac? Ce să fac? Taci! Vine cineva! Șterge-te la ochi! Poftim, poftim, stimabile! Cine să fie? Un străin! Dă-mi voie, Joițico, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache. Dandanache! Candidatul nostru! Adică, ce mai candidat? Alesul nostru. Să rămână... fii domnul? Bărbatul dumneei? Nu, eu sunt bărbatul dumneei. Dumneei este nevasta mea. Cum am avut onoarea să vă recomand. Fii dumneavoastră? Și eu, bărbatul dumneei. Eu, Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral și... ai puțin tică răbdare. Scoate o carte de vizită și o dă lui Dandanache. Sunt aici toate comitetele. Mersi. Si, domnul? Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru. Amicul meu și al familiei mele. Îmi pare bine, domnule prezident. Și mie onorabile, numai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia alegerii, necusorule, cu ocazia alegerii.
Știi, m-a combatut opoziția, și colo, și dincolo, și dincolo, și rămăsesem eu, care familia mea de la 4-8 în cameră, rămăsesem, mă înțelegi, fără colegi. Și așa am venit pentru alegere. Nu trebuia să vă mai deranjați. Ba, încă ți-e deranj, conița mea. Da, știi, nu făcea să nu facem măcar act de prezentă. Să înțelege, foarte bine, foarte bine. Trebuie. Da, de deranj, destul. Închipuiește să vii pe drum cu birza 5 posti. Hodron, hodron, zdronca, zdronca, știi, m-a zdruncinat. Și clopoței, lica, 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 îmi țiui urechile. Știi, asta sunt de amețit și de obosit, nu-ți faci o idee, conița mea. Nu-ți faci o idee, domnule prefect, necusorule. Nu-ți faci o idee, domnule prezident, păi cusorule. Firește. Ai vorbă. Adinea ori am sosit, era să trag la hotel, dar bizarul, el știa de ce viu. Mi-a arătat pe domnul prefect. Încă mai râs, panică. Da, mă duceam pe la alegere ca să văd cum mergem. Nu-i vorba de mers, mergem strună, dar știi, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului, trebuie să fiu acolo. Bine că te-am găsit, necosorule, mersi. Iată, panică, pentru cine mi-am pierdut eu liniștea. Și spune drept dacă nu era mai bun ca să avem. E simplu, dar îl prefer, cel puțin e onest, nu e un mișel. Stimabile, eu te las aici cu amicul Fănică și cu Joițica. Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste o jumătate de ceas să deschide urna, trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă. Mergem la sigur, la noi opoziție nu încăpe. Suntem tari, stimabile, tari. N-o să ai majoritate, stimabile. Cum să poate? Să nu te pomenesc cu vreun balotaj, eh? Am mai pățit-o și alții. Adică ai puțin tică răbdare. Balotaj la noi? Zic, nu majoritate, unanimitate o să ai, stimabile. Așa, se înțelege, nici nu se putea altfel. Salutare, stimabile, salutare. La revedere, Fănică. La revedere, Joițică. Cum îți spui să nu mă aleg, pui cu sorile, nu mergea? Eu, familia mea de la 4-8, luptă și dai, și dai și luptă. Și eu mă întâlnesc tocmai acum să rămâi pe din afară, fără colegi. Și cât paținei cu sorile, să nu mă aleg. Să nu te alegi dumneata cu meritele dumitale. Era peste putință. Peste putință. E, uite așa, cu meritele mele, cu anii să vezi, era cât pații, dar știi? Cât pații? Întreabă-mă, necusorule, să spui. Nu vrea Comitetul Central și pații. Zicea că nu sunt marcant. Auzi, eu să nu fiu marcant. Eh, am avut noroc, mare noroc am avut. Te vedeți. Într-o seară, cineva, mă spui cine, persoană însemnată, da, becher, vine și zacă la mine cărți. Și când pleacă, suită pardesiul la mine. A doua zi voi să-l îmbrac. Gândeam că e al meu. Fals că nu e al meu. Îl caut prin buzunare și dau... Peste ce te gândește? Peste? Peste o scrisorică. O scrisorică? De amor. O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui cine, persoană însemnată. E și? Ei, ce să-ți mai spui, puicusorule? A, două birze, mă, băiete de grab. Mă sui în birze și mă duc la persoana, la becherul. Nu spui cine, e persoană însemnată. Găsește, mă înțelegi, un colegi, ori dau scrisoarea la război. De colea până colea, gârimâr, a trebuit conița mea să cedeze și tranc de peste aici, necusorule. A, domnule Dandanache, ai făcut rău. Fapta dumitale este să-mi dai voie să-ți spun... Zui. Asta e, puicusorule, cam întors-o cu politică. Aud? E ce era de făcut? Aminte, dacă nu-mi dedea în gând asta, nu mă alegeam. Și nu mergea deloc, necusorule, fătidei. Familia mea de la 4-8 și eu în toate camerele, cu toate partidele, ca românul imparțial. Și să rămâi fără colegi. Vezi bine,
Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei, scrisoarea. Da, scrisoarea. Care scrisoare? Scrisoarea becherului. Care becher? Persoana însemnată. Scrisoarea de amor. Arma dumitale politică cu care te-ai ales. Scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul dacă nu... Da, scrisoarea, da, am priceput. Ei, scrisoarea. Ce s-a făcut? O am pus acasă, la păstrare, dar știi, la loc sigur. Nu e înapoiat-o persoanei? Cum să-l înapoiez? Iată, te alegi, el și-a ținut cuvântul. Trebuie să-i o dai înapoi. Cum se poate conița mea să o dau înapoi? S-ar putea să fac asta prostie. Mai trebuie soldată, la un caz iar, pac la război. Da. E simplu, dar e un om onest. Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăciune. O să rămâneți la masă la noi. Mă rog, să nu povestiți istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră. Știți, asupra legătorilor ar face poate rău efect. Nu, nu o spui mie cu sorile, dar dacă ai uita, amintirea în memorie bună, dar știi, cum sunt amintit de drum, poate să uiți să încep. Să-mi faceți semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumitale. Care e consoarta mea? Doamna! Ai, idiot! Pardon, domnule Dandanache, doamna e soția domnului prezident al comitetului. Domnul care v-a adus aici. E? Domnul Zaharia Trahanache. E? Doamna Zoe Zaharia Trahanache. Eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului. Cu doamna sunt numai prieten. Așa e, bine zis, păi cu sorile, bată-vă sănătatea să vă bată. Pardon, știi, eu de pe drum, fă-ți idei dumneata, ți-ți posti, hodron, hodron, zronca, zronca, ciclopoței, lica, 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 în țiu e grozav. Trebuie să-l duc de aici să se liniștească puțin, ea mi-e ți rău de tot. Domnule Dandanache, nu voi să vă odihniți, să vă liniștiți puțin. Ba da, Nicu sorile, da unde? Poftiți cu mine, domnule Dandanache. Știi, conița mea, sunt așa de amețit. Și la lec pe domnul Agamiță Dandanache, iaca pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc. Unde ești, cațavencule, să te vezi răzbunat? Unde ești să-și cer iertare că ți-am preferit pe onestul domn Agamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe neicusorul, pe puicusorul Dandanache? Ce lume, ce lume, ce lume! Ai auzit, Fănic, ai auzit? Onestul tău, domnul Agamiță, care reușește, care triumfează, păstrează scrisoarea. Ce trebuie să facă onestul Cațavencu, care n-a reușit, care își mușca cu mâinile, își mestecă turbarea și mă ochește din cine știe ce ascunzătoare? Ah, mi-e groază să mă gândesc. Ce face Cațavencu? Unde i-a ascuns șarpele? De unde o să-și arunce veninul asupra mea? Zoe, Zoe, fii bărbată! Nu mai pot, nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, mi-au frânt inima. Ah, nebunez de frică! Coane Jălțicu, Coane Jălțicu! Ghiță! Ghiță! Ce? Spune! Coane Jălțicu, voiam să... Spune, nu mă chinui! Ce? Au publicat-o? Dă-mi-o s-o văz! Dă-mi-o s-o văz! Zoe, ești nebună! Curat nebună! Da, sunt nebună și ție trebuie să-ți mulțumesc de asta. Nu, Coane Jălțicu, nu-i nimica publicat. Regnetul nici n-a apărut astăzi. După ce a fugit Cațavencu, dăscălimea s-a apucat la ceartă, s-au bătut, le-au bătut pe popa Pripici, și nici vorbă să mai scoată gazeta. S-a spart Partidul Independent, s-a spart. Am să vă spun ceva secret acum mai decât. Nu spuneam eu? Da, Cațavencu? Nu l-am găsit, Coane Fănică, parcă a intrat în pământ. A, ce-am uitat să mă iertați să rămână, Coane Fănică? Ministru. Nu, miniștrii toți șapte în păr vă cheamă la telegraf, numai decât. De-aia vă căutam așa de zor. La telegraf? Ce mai vor de la mine? Nu știu. Da, bate telegraful de un ceas, Coane Fănică, trebuie să mergeți. Ah, blestemată politică. Zoe, Zoe, curaj, mă duc. Du-te. Mă întorc îndată. Zoe, fii cu minte, nu suntem pierduți. N-ai grijă. La revedere. La revedere. Ah, cum pot să iubesc pe omul ăsta? Pristanda urmărește pe Tipătescu până la ieșire. După ce s-a asigurat că Tipătescu s-a depărtat, coboară de grabă. Coane Jălțicu! Ghiță, iar m-ai speriat. Ce, ce vrei? Du-te, lasă-mă în pace. Sărut mâna, Coane Jălțicu, nu vă supărați.
Este cineva, cineva pe care îl știți dumneavoastră bine. Așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. Da, eu l-am trimis pe Conu Fănică la telegraf pentru ca să rămâneți dumneavoastră singură. Am mințit. Nu e adevărat că îl cheamă miniștri. Știu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la cai verzi pe păreți, dar da să mă ocărască. Să mă bată, nu-i mai marele meu? Nu-i stăpânul meu de la care mănânc pâine eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, Coană Juițico. Îl primiți, da? Pe cine să primesc? Pe cine, pe cine? Pe Donnaie Cațavencu. Pe Cațavencu? E aici? Unde e Ghiță? Să vie acum numai decât mergea de liute. Ascultă! Tristan, da, aduce pe Cațavencu. Poftim, stimabile, poftim. Domnule Cațavencu, ai vrut să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Fănica are mână o poliță ale cărei giruri le-ai plastografiat ca să ridici 5.000 de lei de la societate. Știi? Știu, madame Coare. Știu, dar ce-i de făcut? Om nebun, ți-ai pierdut mințile. Mai întreb ce-i de făcut. Nu știi? Să-ți dau polița. Scapă-mă să te scap. Să schimbăm. Dăm scrisoarea. Madame, madame, peste putință. Ce? Scrisoarea dumneavoastră? Nu mai am. Nu se poate. Nu mai am. Minți! Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce-ai făcut-o? Am pierdut-o. Ah, de ce nu pot să te omor? Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu-i vina mea. Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul, în bătaia de la altă ieri seară de la întrunire, cine nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea o aveam în căptușala pălăriei. Care va să zic adevărat, ai pierdut-o? Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu. Nu? Nu. Ah, ești un om pierdut, pierdut. Eu poate să mai scap, că-și poate să mai scap, dar dumneata, dumneata ești pierdut. Când te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să scap decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea. Pentru că poate să mai ai noroc să o găsesc. Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc. Ha-ha, s-a întors jocul, domnule Cațavencu. Începe să te părăsească norocul. Să mai treacă și în partea noastră. Ha, ești pierdut? Da, pierdut. Ghiță! Doamnă, Ghiță! Pentru Dumnezeu! Ghiță! No, nu te uita pe unde să scap. Nu mai e scăpare. Plastografii dovediți nu mai au scăpare. S-a mântuit. Ghiță! Ghiță! Se întâlnește piept în piept cu cetățeanul turmentat. Cetățeanul turmentat e cu pălăria albă a lui Cațavencu. Nu e Ghiță, eu sunt. Ce cauți? Pălăria mea. Pe dumneavoastră, Coană Juițico. Ce vrei cu mine? E, uite și domnule, saltarea onorabile. Ce vrei? Spune ce vrei. Ce vreau eu, bine vreau. Eu am o vorbă, 1000 de ani pace. Eu, Coană Juițico, am găsit o scrisoare. Pe care ai lăsat-o să ți-o fure onorabilul domn Cațavencu. Doamnă. Las-o aia, am mai găsit una. Ei, ce-mi pas? Nu vă supărați, Coană Juițico, să vedeți, nu v-am spus tot. Eu până să intru în politică, cum am zice, care zică, până să nu devin negustor și aproprietar, am fost împărțitor la poște. Mă cunoaște, Coruzare. Ieși odată și lasă-mă în pace. Ghiță! Ei, și de atunci care vă zică, eu dau scrisoarea după Andres. Dacă nu găsesc Andrisantu, scriu pe Iacob Laivas. Andrisantu necunoscut. Ori nu se află, ori mort. Care vă zică fiecare după cum devine. Da, dacă găsesc Andrisantu, eu dau Andrisantului. Până ori acum, eu am găsit alaltele. În Balmașea de la primărie, o pălărie. O pălărie? Șterabilul. O pălărie, da, asta. Și astăzi, tot îndesând-o pe capul meu să o potrivesc, când era striptă, am vrut să-i scot căpșala, să o mai lărgesc. Când colo în căpșală, peste ce dau? O scrisoare. O scrisoare. O scrisoare, da, domnule Nae. Nu mai mergem pe la o țuică? S-o vedem. E de la colo Fănică. Andrisantu, sunteți dumneavoastră. Dă-mi-o de grabă. Sunt în adevăr pierdut. De grabă, dacă o ai? O am, n-am pierdut-o. Nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Scoate scrisoarea din căptușala pălăriei și o dă Zoiei. Mizerabilul. Ah. Nenorocitule, ți-ai aruncat norocul în gârlă. Te făceam om. Nu puteam. Andrisantu cu domiciliu cunoscut. Domnule... Domnule, ești un om onest, ești un om admirabil, fără pereche. Cum te cheamă?
Mă rog, spune-mi, recunoștința mea! Ce trebuie să mai spun cum mă cheamă? Mă cunoaște Colozarea de la un șefermare. E ca un cetățean și eu. Cum să-ți mulțumesc? Ce cer de la mine? Să-mi spui, dumneata, pentru cine votez? E ca mai e un sfert de ceas să închid alegerea. Eu pentru cine votez? Pentru domnul Agamiță Dandanache. Domnule Cațavencu, tot mai poți vorbi și încă ironic. Ești tare drept să-ți spun. Cu adevărat? Da, adevărat. Pentru domnul Agamiță Dandanache, da, adevărat. Poate că e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața domniei sale. Atunci mă duc să votez. Da, cum îi zice? Domnule Cațavencu, fii bun, scrie, mă rog, votul acestui onest cetățean. Cațavencu stă pe loc. Te rog. Era de scrisoare. Cațavencu trece la masă, scrie un buletin și îl dă. Dai voie? Ia buletinul. Agamiță Dandanache. Bravo, domnule Cațavencu, ești un om de bună credință. Mă duc, nu mai e vreme. Te rog să crezi, domnule, că oricând recunoștința mea... Lasă, nu mai săruta mâna, că se închide urna. Zoie l-a condus cu multă amabilitate până la ieșire. Pune scrisoarea în sân și coboară încet și țintă spre Cațavencu. El cade în genunchi. Iartă-mă, iartă-mă. Scoală-te. Ești bărbat, nu ți-e rușine. Scoală-te! Iartă-mă! Ești un om rău, mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună, am să ți-o dovedesc. Acum sunt fericită, puțin îmi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu pentru că ești rău. Și pentru că eu voi să-mi ajute totdeauna, am să fiu bună ca și până acum. Madame! Nu tremura! Pe parola mea de onoare, ești scăpat. Sărut mâinile, devotamentul meu... Cu o condiție... După alegere o să fie manifestație publică. Dumneata o să o conduci. O conduc. Dumneata o să prezidezi banchetul popular din grădina primăriei. Prezidezi. O să chefuiești cu poporul. Chefuiesc. Și o să fii aici cu toții să saluți în numele alegătorilor pe deputatul ales și pe prefect. Da. Ne-am înțeles? Da. Du-te și ia loc în capul mesii. Fii zelos. Asta nu e cea din urmă cameră. Madame Trahanache... Ești un înger. Mulțumesc, ești prea galant. Dar du-te de grabă. Mă duc și să vedeți dacă nu vă plăcea. Sărut mâinile. E adevărat, ori visesc. Scoate scrisoarea, o citește, o sărută. Fănică! O mai citește, o mai sărută de mai multe ori. Fănică! Mi-a trecut. Fănică! Fănică! Suie repede scările la dreapta și dispare. Tipătescu intră repede din fund. A nebunit, Ghiță? Mă trimite la telegraf pentru nimica? Îmi face farse? Ce însemnează? Și Zoie? Unde e Zoie? Aici la noi, estimabile, a fost luptă crâncenă, orice s-ar zice. S-au petrecut comedii mari. Tati, frate. Infamii. Închipuiește-ți dumneata un caragios, un Michel, ca să-i influenseze pe Tipătescu. Eh? Pe Fănică, pe prefect. Da, asta că nu ești dumneata prefect. Da. Ori să-l învrăjbească cu mine și cu familia mea, s-apucă și face o scrisorică de amor ca din partea lui Fănică, prefectul, către Zoițica, nevastă mea. Și imitează slova băiatului, știi, să jur, nu altceva. Îi închipuiește-ți plastografii. Nu mă nebuninei cu sol. La mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era a persoanei, dar becher. Cum becher? Adică ne-a căsătorit. Cine? Nu spui ține, persoană însemnată. Când i-am pus piciorul în prag, ori colegi, ori război, mă întreb, trang de pes aici. Nu înțeleg. Ia mersi de drum căruța și clopoței. E slab de tot, prefectul. Îi spui de două ori o istorie și tot nu pricepe. Și astfel cum ai văzut?
domnule prefect, furtuna rea trece curând. Ha. Domnule Dandanaic, într-un moment masa e gata. Tocmai spuneam domnului prefect, și dumnealui îmi spunea... Domnului prefect? Da, domnului prefect. Îți place, nene, alesul dumneavoastră? Deștept, dar mi se pare că e cam șiret. Îmi spunea istoriile de aici, de la alegeri, cu scrisoarea, cu plastografia. Și eu îi spuneam de cazul meu, că la mine a fost chiar adevărat cu becherul. Domnule Dandanaiche, mi-ai promis să nu mai pomenești de istoria asta? Eu am promis? Când am promis? Cui am promis? Ce-am promis? Ah, dar nu mai! Sănătatea domnului Agamiță Dandanache, aleisul nostru! Să trăiască! În sănătatea alegătorilor care au probat patriotism, și mi-au acordat asta, cum să zic, de... zi pe nume de... sufragelelor! Eu, care familia mea de la 4-8 în cameră, și eu, ca românul imparțial, care va să zică, cum am zice, să se trăiască! Ura, ura, ura! Și așa zia este, ai noștri estimabile. Bravo, mă bucur. Venerabile neică Zahariu, în împrejurări ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispară. Aici mi-ai plăcut, bravo. Să trăiești. În sănătatea venerabilului și imparțialului nostru prezident Trahanache! Ura! În sănătatea coare, Joițite, că e... da, mă, bună! Să mă ierți și să mă iubești, pentru că toți ne iubim țara, toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești. În sănătate, iubitului nostru prefect, să trăiască pentru fericirea județului nostru! Ura! Aveți puțin pică răbdare. Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieten. În sănătatea lui Fănică. Să trăiască pentru fericirea prietenilor lui. Ura! Fraților! După lupte seculare, care au durat aproape 30 de ani, iată-l visul nostru realizat. Ce eram acum câtva timp înainte de Crimea? Am luptat și am progresat. Ieri, obscuritate. Azi, lumină. Ieri, bigotismul. Azi, liberpansicismul. Ieri, întristarea. Azi, veselia. Iată avantajele progresului. Iată binefacerile unui sistem constituțional. Curat constituțional! Muzica! Muzica! Ați ascultat O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragioare. Înregistrare realizată în anul 1951. Distribuția a fost următoarea. Ștefan Tipătescu, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Agamemnon Dandanache, Radu Berigan, artist al poporului. Zaharia Trahanache, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Tatie Farfuridi, Ion Pinteșteanu, artist al poporului. Iordache Brânzovenescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Nae Cațavencu, Ion Talianu, artist emerit.
Ghiță Pristanda, Marcel Angelescu, artist al poporului. Un cetățean turmentat, Costache Antoniu, artist al poporului. Zoe Trahanache, Elvira Godeanu, artistă emerită. Comentatorul Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.